Bună, dragilor, bine ați venit pe contul meu de YouTube. M-am gândit să fac vloguri în care nu mă simt neapărat bine, gen daily vloguri în care să vorbim, să povestim, în care să vă arăt rutina mea de zi cu zi și chestii pe care le fac. Anyway, astăzi nu este una din zilele alea extraordinare bune. Mi-am pus machiajul ăsta ca să acopăr insomnia, nervozitatea și graba asta de habar n-am ce să fac cu viața mea în momentul ăsta și e un amalgam așa de toate. Anyway, facem un outfit foarte repede. O să iau o pereche de jeans de pe Revolve. Mom jeans, sunt foarte largi, lejeri, mi-e plac extraordinar de mult. O colecție nouă de la Diva Charms pe care o facem acum și asta este una dintre rochii care îmi place foarte mult. O să-l iau cu mine în Dubai și asta care este pentru Valentine's Day și e perfectă pentru orice zi, dar superbe, sincer vă spun. Și acum mergem să luăm niște rochii mai de primăvară, așa, cu corset. Deci o să vă placă, vă spun sincer, trebuie să mă mobilizez. Rămâne din seară? Da, rămâne la 6. Adică poți 30 de minute, adică să vii la 6 ca la 6.30 să începem. Ah, ok, deci nu începe la 6. Nu, începe la 6.30, dar să fii tu înainte, eventual. De mult nu am mai făcut videouri cu Dani, de mult nu am mai ieșit. Mi-a fost dor pentru că Dani este unul dintre prietenii mei vechi, să zic așa, și foarte buni. Chiar mi-a fost acolo alături atunci când am avut nevoie. Și știu că mă pot baza pe el oricând. Și da, mi-a fost doar așa să ieșim, să vorbim, să stăm împreună. Nu ca parte romantică sau ceva de genul ăsta, doar așa ca un prieten. Pentru că atunci când este Alex, stă mai mult cu Alex și vorbește mai mult cu Alex decât cu mine. Și de aia, acum când nu este Alex, am ocazia să vorbesc mai mult cu Dani. Mamă, timpul de afară este ceva foarte urât. Cred că asta și mă debusolează momentan anotimpul. Fac treaba asta. Am ajuns la Diva Charms. Uite ce frumos arată! Se pregătește deja colecția de primăvară, dar în magazin, în schimb, aveți colecția de iarnă încă. Bună ziua! În magazin paltoanele albe, doamne, astea sunt superbe, dacă nu vi le-ați achiziționat să vi le luați pentru că mi se par. Deci credeți-mă, eu îl port ceva la nebunie. În fine, mai avem încă colecția de Crăciun aici, câteva. Și clar, în cazul în care aveți un eveniment sau nuntă, mai avem și rochile astea aici, negre. Dar mergem să pregătim colecția de primăvară, că asta ne interesează, ne pregătim. Încă e iarna, dar noi ne pregătim de primăvară. Fetele lucrează cu spor aici pentru rochia aia superbă mulată albă. Și modele noi. Și modele noi. Colecția de vară. Mamă, cum arată superb. Îmi place mult, 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 mult. Știam că o să-ți placă. Și avem aici paltoanele. Doișoara aici. Drăguță și mi-a spus. Cupele. Cupele de la rochile noi. Doamne, cum arată. Păi mă supăr pe tine că dacă vii cu 64 și apoi cu 58 la mine, eu ce să spun? Vorbim acum de talie. E vina mea. Dacă slăbești așa... De aia nu știe ce pantaloni să-mi facă, pentru că efectiv nu mai știe. Mai zic că nu vrei pe elastic? Nu vreau pe elastic. Nu vreau pe elastic pe talie, dar schimbăm talia 4-5 cm. Și apoi basă mari, basă mici. Love you! Mă ador efectiv. Nu mai fiu. Deci mi-a schimbat pantaloni, rochie de fiecare dată, la fiecare lună când mă îngraș, slăbesc și așa mai departe. Acum am 57 în talie, dar sperăm să mă îngraș în curând. Mm-hmm. Promit. Da. Trebuie. Altfel o să-ți fie pantalonii mari. Exact. Asta este rochița din colecția de primăvară. Îmi place super mult. O să-i facem și mânecuțe pentru că în primăvară încă este destul de friguț. Și deja atunci când o să
Vine vară, o să scoatem mânecuțele, mânecuțele, așa, și o să avem o rochie de vară. Avem și buzunar aici. Gata, am plecat și la Diva Charms. Am ieșit și cu Andreea la masă să mâncăm ceva. Mi-am stricat dispoziția pentru că am avut o discuție destul de aprinsă cu o prietenă și mi-a dat pur și simplu ziua peste cap. Am rămas un pic șocată, dar asta e, până la urmă știu că în prietenie se întâmplă certuri. Vai. Așa, mie nu-mi place să mă cer, nu-mi place să am conflicte cu absolut nimeni. Mi se pare că, nu știu, deci pe mine, atunci când am o discuție așa mai aprinsă cu o prietenă, mă consume extraordinar de mult. Probabil din acest aspect eu am prieteni doar bărbați, pentru că, nu știu, așa, e mai lejer și conversația este mult mai lejeră cu ei, dar când ai prietene fete, totul devine atât de complicat. Nu știu, ajungi la niște tensiuni atât de, în fine. M-am încărcat cu atât de multă energie negativă. Îmi vine să renunț la această prietenie, dar nici nu pot să renunț la ea, pentru că efectiv țin la această persoană. Nu știu, sunt acum într-un amalgam de stări și așa mai departe. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc despre situația mea de astăzi cu Alex, pentru că Alex este în Londra și filmează, este la filmări și efectiv zilele astea nu mi-a acordat absolut deloc atenție și lipsesc conversațiile mele cu el, în care mă plâng de absolut orice chestie. Acum vine să plâng pur și simplu de toată situația cu casa, toată situația cu ce se întâmplă. Mai am și o chestie pe care momentan nu pot să o dezvălui și sunt toate chestiile așa asupra mea și mă iau emoțiile. Dar să trecem peste și haideți să ne uităm ce colecție nouă au cei de la Pandora. Am nevoie și, by the way, asta este trepiedul pe care îl folosesc pentru telefon și îl iau în geantă cu mine, este foarte încăpător, l-am luat de pe Amazon, dacă am link o să vă las aici. Se face în jur de 2 metri, 1,90 m cred, dar eu nu am nevoie să fie atât de lung. Are aici și o lumină în cazul în care aveți nevoie și astfel îți pui telefonul. Asta nu este înălțimea. Haideți să vă arăt cam ce înălțime are acest stativ. Cam asta este înălțimea lui. Și eu am 1,58 m. Deci, bine, oricum, e mult prea lung stativul acesta pentru oricine, pentru că în mod normal noi filmăm de jos. Așa. O să pun... Nu e nimeni în casă, Doamne, ce m-am speriat. Jesus! Ce am? Să-ți vină. Dar nu te îmbrăca cu ele deodată. Stai, mă, să mă văd și eu. Tu vrei să te vezi? Îmi place mult. Și acum, cum faci ales? Au trecut 2 zile de atunci, mă simt mult mai bine, astăzi e luni. Cumva în weekend mă simțeam așa foarte, după conversația mea cu una dintre prietenele mele, m-am simțit atât de, nu știu, atât de rău, m-am simțit incredibil de rău, m-am simțit așa vinovată într-un fel. Dar după aia m-am văzut cu prietena mea, Georgiana, cea mai bună prietena mea, Georgiana, de 10 ani și am realizat că ar trebui să move on și dacă oamenii nu vor să fie în viața mea, să nu stea în viața mea. Anyway, hai să începem ziua cum trebuie, cu un pahar de apă în primul rând și ulterior o să vă iau cu mine în această zi să vedem ce facem. Așa, cred că luna asta este contra mea complet, dar sunt strong. Mergem înainte, probabil, uitați-vă, fix chestia asta n-ați văzut-o despre mine și la mine.
momentele astea în care mă trezesc super bine dispusă și ulterior am un telefon care vine așa din neant și se strică toată situația pe parcursul întregei zile, dar mă fac bine. Ce vreau să spun că sunt suplimentele pe care le iau eu în fiecare dimineață și seara, fix cu un pahar de apă și mai beau un pic că mi-a rămas în gât. O să-mi fac un shake de proteine pentru că vreau să fac niște exerciții în această dimineață de abdomen. V-am mai spus și pe story că am început să fac exercițiile ca să nu mai am burtă și să nu mai am gapul ăsta de aici, uite așa. Și atunci fac exercițiile acasă, ulterior merg la sală în cazul în care am timp și îmi permite timpul să fac acest lucru. Tocmai mi-a ajuns un colet, că voiam să fac vlogul, dar să vedem de la ce este, că nici nu-mi dau seama. Mamă, de când e coletul ăsta. Deci un aspect foarte important despre mine este, mie îmi place să desfac colete. Chiar dacă nu sunt hainele mele, nu contează, mie îmi place să desfac, să văd ce e înăuntru, să văd dacă gen produsul este la fel ca pe internet sau, de exemplu, dacă îmi vine un produs nou și am văzut review-ul pe internet. Vreau să-l testez și să văd diferența care este. Mamă, și foarte multe hârtii. Deci avem o rochie foarte cool. Foarte cool, e așa groasă, fix ca bluza asta de pe mine. Și practic jos are astea care vin legate pe o parte. Unde o să le mai porc că trece iarna acum? Ochia se leagă aici. Foarte drăguț, îmi place foarte. Și este și cu spatele gol. Și e călduroasă. Îmi place mult, 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 mult. Oh my god! Băi, cât este de superbă! Nu pot să cred așa ceva. Oh my gosh, oh, sunt pur și simplu șocată și îmi place enorm, enorm de mult. Să știți că o să aveți link-uri la produse în descriere, pentru că nu cred că mai aveți răbdare să le postez și pe Instagram, ținând cont că nu știu când mai merg la munte, dar cam așa arată, nu sunt foarte, sunt foarte mega îndrăgostită de blănița asta și foarte călduroasă. Și dacă tot suntem la capitolul probat haine, voiam să vă arăt rochia nouă de la Diva Charms pe care am lansat-o și îmi place enorm de mult. Deci eu sunt... mi-e frică că atunci când o să termin bagajul meu, va trebui să mă apuc de bagajul lui Alex, pentru că la noi în familie eu fac bagajele. În orice vacanță, eu le strâng, eu le despachetez, eu le împachetez, le spăl și așa mai departe. Alex are grijă doar de content și de a pune aparatura, să nu uite cumva o cameră, o lentilă, drona și așa mai departe. Deci toate chestiile astea are grijă el. Le-am lansat asta, clar, pe celelalte știți, dar astea, dacă vă aduceți aminte, anul trecut le-am avut pe... erau lungi și era cum le-am făcut midi și le-am adăugat această danteluță superbă și jos la fel. Doamne, știți cum arată rochile astea? Eu sunt ca o prințesică și le mai avem și pe albastru și pe roz, cred că o să-l facem. Vine să urlu de fericire! Și această dantelă de jos este super. Îmi sună telefonul. Este cea de-a doua rochiță albă cu dantelă. Nu se vede atât de mult dantela jos, ceea ce îmi place enorm de mult. Finisajul acesta incredibil.
Dă un pic a rochiță de cununie sau de înscriere, dar mie îmi place acest aspect, este foarte și... Deci materialul este atât de moale încât nu se compară cu absolut nimic. Te rog, Alex, când mă ceri, mi-aș dori să fiu în această rochie. Sau într-o rochie albă, sau într-o rochie roz, sau nu contează, să fiu frumoasă. Pur și simplu și să facă... Da. Da. Am înnebunit un pochito. Arăt ce mi-am luat pentru vacanță. Practic toate hainele pe care le iau în această vacanță sunt noi, dar nu o să vi le arăt pe toate, o să vi le arăt atunci când o să facem daily vlog-ul din Dubai, dar vă arăt așa în mare parte pentru că sunt foarte încântată de ele și n-am cum să vi le arăt. Deci am luat ăștia, i-am luat ieri de la... I-am murdărit de ruj! Mama, cum puteam să fiu atât de căscată să-i murdăresc de ruj? Anyway... Deci ăștia de la Zara, care m-au costat, nu știu, 140 de lei, cred. Dar îi ador, mai am papuci de la Zara și îmi plac papucii, sunt așa eleganți, feminini, superbi. Bine, eu am și papuci din ăștia de casă, like very cozy stuff de la UGG, dar ăștia chiar mi s-au părut super eleganți în momentul când vreau să fac un reel sau vreau să fiu așa foarte fluffy. Mă deranjează un pic nebunia asta de aici. N-am spus că la un moment dat dacă mă deranjează, că na, e un puf pe care îl tai și e easy peasy. Costum de la Bershka. E practic o fustă care are detaliul ăsta mic aici și îmi place enorm de mult. Cred că o să-l îmbrac să îl vede. Cam așa arată. Avem și aici un decupaj foarte și foarte drăguț și credeți-mă, își merită toți banii. Mă simt așa foarte old money. Am făcut o pauză din vlog pentru că a trebuit să răspund la mail-uri. Tocmai mi-a venit o colaborare pentru Arabia Saudită. Yeah, baby, yeah. Deci o să colaborăm cu Visit Arabia Saudită și sunt atât de încântată. Tocmai le-am răspuns la mail și aștept să vedem, să discutăm despre bugete. Dar anyway, acum vorbim despre Dubai. Bun, haideți să vă arăt ce pijamale drăguțe mi-am luat de la Hebou acum. Pentru vacanța noastră din Dubai. Doamne, materialul este super și sunt așa gen foarte girlish. Cel de-al doilea set, uitați-vă ce pantaloni drăguți așa de Valentine's Day, când o să mă duc la Alex și să fiu așa. Hi babe! Anyway, și mai avem în această punguță pantaloni albi. Calitatea acestor pantaloni îmi vine să-i mănânc efectiv. O să-i vedeți, sunt superbi, superbi pantalonii. Astea sunt pijamalele pe care le iau cu mine în această vacanță. Nimic sexy, nimic de Valentine's Day. Sorry, babe. Să trecem la următoare. Încă un costum pe care îl iau cu mine cu pantaloni. Cred că o să-l ridic un pic pentru că sunt cam lungi pentru mine. Și să fie cam așa. La costume de baie, acesta este de la... Monday Swimwear, cred. Îl ador efectiv. Și cred că așa, asta o să fie una dintre ținutele cu care o să mă duc eu pe plajă. Așa, poate chiar. Nu știu, sau încerc să probez toate pălăriile posibile să văd ce pălărie o să se potrivească cel mai bine. Cred că aceasta, nu știu dacă cu curea sau fără. Dar mi se pare că am ținut aglomerat așa că o să scot cureaua. Și hai să trecem la următorul costum de baie. Cel de-al doilea costum de baie este acesta pe alb. Clar forma un pic diferă, dar clar sunt îndrăgostite de costumele lor de baie de la Monday Swimmer. Și această fustă pe grena de la Revolve îmi place foarte mult. Păcat că nu am găsit mărimea mea un costum, de fapt un costum de baie grena, dar... Cred că așa se potrivește perfect. Gata, m-am schimbat într-o ținută mai cozy așa, pentru că urmează în jumătate de oră să am un call cu agenția mea din UK pentru vacanța din Arabia Saudită. Vreau să vă spun că treaba asta cu manifestarea chiar funcționează. În fiecare an, la ora 12, eu
îmi manifestez ce vreau pentru noul an și îmi scriu acolo. Vreau să termin asta, vreau să mă duc în vacanță acolo și una dintre dorințele pe care le aveam este să merg în Arabia Saudită și nu pot să cred cât de puternic am manifestat acest lucru, că s-a întâmplat și s-a întâmplat nu să organizez eu, ci pur și simplu să mă cheme cineva și să mergem într-un job pre-strip. Vai, cât de fain este, deci nu pot să cred, dar vin cu feedback după ce am acest meeting fain cu ei și am puține emoții, dar sper să fie bine. Wish me luck!